A fost un turneu, se găsește și pe site-ul Chess Results, rezultate în șah, care, unde sunt trecute toate turneele jucate pe întreaga planetă, nu numai, adică a fost omologat, sportivii participanți au câștigat puncte ELO, puncte CIV, au un coeficient intern valoric, deja sunt recunoscuți acum de Federația Mondială. Există un coeficient intern valoric, CIV, care clasifică sau ierarhizează jucătorii. Cu celebrul ILO. ILO sau, mă rog, ELO, cum îl știu, da. ILO, mă rog, sau ATP, clasamentul. Da. Clasamentul ATP la tenis de câmp. La tenis de câmp. Acolo ai câștigat un turneu, ai câștigi 20 puncte, 30, 50 și urci în clasament, poți să ajungi locul 1, locul 2, locul 108 și acel clasament, așa cum am spus, ierarhizează jucătorii. Așa este și în șah. Numai că aici sunt două feluri de clasificări, cel intern valoric la noi în țară și cel ILO sau ELO, după denumirea profesorului Arpa Delo, care a inventat acest coeficient, ierarhizează de asemenea jucătorii la nivel mondial. Sunt jucători care folosesc mai mult atacul, alții care folosesc mai mult apărarea și în șah cred că e la fel. Oricum trebuie să existe un echilibru, însă sunt unii care așteaptă mutarea adversarului pentru a intra în jocul adversarului și a-l prinde într-o capcană și alții care joacă foarte incisiv, nu? Totul pe atac. Sunt, nu știu, că aminteai de tenis de masă în pauză, la tenis de masă sunt atacanți și apărători. Da. Și în șah există exact, varianta asta, exact. Nu? În orice sport sunt unii care au anumite profile. Ei, de asta sunt și foarte multe deschideri. Și au fost de mari maestri ai timpurilor, înaintașii sportului minții. Fiecare s-au pliat pe un anumit tip de deschidere. S-a creat după aceea o tipologie. Ea a fost bine disecată, bine pusă la punct. În deschidere, de regulă, în primele 15-20 de mutări, nu prea mai poți să inovezi. Nu prea mai ai ce noutăți să aduci, fără să fi fost testate, încercate de cei care au jucat acum 50, 100, 150, 200 de ani. Sunt deja scrise, deschiderea. Deci primele 15-20 de mutări trebuie să le faci ca la carte. Așa cum era, cum a fost Emanuel Lascăr, fostul campion mondial, el era un jucător super defensiv, numai pe apărare. Lui se părea că orice mut adversar vine să-i dea mat. Și își aducea la rege acolo, efectua rocada și stătea cu toate piesele arici. Se acolo bloca preventiv. Și aștepta, așa cum ai spus tu, Sorin, aștepta să facă adversarul eroare. Și atunci își arăta colții și declanșa un contraatac.